Unul pro, altul contra, cam așa se pare că stau lucrurile în cadrul Partidului Democrat, a cărui președinte Pavel Filip susține că nu împărtășește opinia colegului său Dumitru Diacov, care a propus revenirea la procedura alegerii președintelui țării de către Parlament. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii Puterea 4 de la postul nostru de televiziune. Asta este părerea domnului Diacov, nu este o părere a Partidului Democrat, dimpotrivă, eu am spus că în această perioadă nu că trebuie să analizăm această oportunitate, dar este inoportun să pornim discuții în general la acest capitol, nu le-am discutat nici în interiorul Partidului. Totodată, liderul PD susține și că populația nu-și dorește alegerea președintelui de către deputați. Mai mult, după declarația făcută de Pavel Filip astăzi, și Partidul Socialiștilor a venit cu o reacție legată de acest subiect, prin care a menționat că nu-și dorește revenirea la alegerea președintelui Moldovei în Parlament. Amintim că zilele trecute, la scurt timp după ce Igor Dodon a admis posibilitatea amânării scrutinului prezidențial, Dumitru Diacov, printr-o postare postată pe Facebook și pe care ulterior a șters-o, a menționat că în situație de criză nu trebuie să se discute despre amânarea prezidențialelor, ci mai degrabă despre revenirea la desemnarea președintelui de către aleșii poporului.